Bajă, bajola, baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre ce înseamnă să fii român. Să fii mândru sau să nu fii mândru, după caz. E o emisiune destul de bună, zicem noi. Am întâlnit oameni veseli și oameni supărați. Trăim într-o lume a extremelor și se pare că România tinde să devină capitala lumii acestea a extremelor până la urmă. De ce? Pentru că găsești foarte ușor oameni foarte veseli și foarte ușor oameni foarte triști, foarte supărați. E, și atunci e clar că avem o problemă. Haideți să vorbim despre asta. De multe ori îmi pare rău că m-am născut în România. De ce? Pentru că nu mai e vremurile de altă dată care era cândva, când era disciplină și respect. Am înțeles. Acum tot fac și tot numai dezastrui. Eu mai știu. Românii sunt și mai rei oameni. Pentru că n-au cu ce trăi. Hai, cu aia să nu mă lasă să stau. Mai încolo, mai încolo, mai încolo. Tot am vrut ca să fac un interviu de asta. Că cu pensia asta nu vrea să mă rezolve ăștia. Să fii un bun creștin? Nu. Ce să zic mai mult? Să păstrezi identitatea de român, nu? Respect țara în care te-ai născut, nu? Așa. Și altă, nu. Să participi cu toate celelalte, să ai un serviciu, ai, nu? Ce înseamnă? Înseamnă multe. În primul rând să-ți iubești țara. A doilea rând, să faci ceva pentru dânsa. Conducătorii ăștia care au fost, sunt români? Nu știu. Să vă răspund la asemenea. Ca să nu fii român. Nu știu. Fiecare cum se naște, de fapt. Înseamnă omenia asta trebuie să fie în primul rând. Că dacă sunt oameni toți, e bun. Dacă nu, se pierde. Nu știu, am prea multe în cap acum. Mă gândesc la alte probleme. Cum adică să nu fii român? Adică să nu recunoști unde te-ai născut? Nu. Trebuie recunoscut treaba asta. Și trebuie să fie mândri că suntem români. De ce? Băi, dacă vorbim limba română, trebuie să ne mulțumim că asta e. Dacă mai știm și alte limbi, că am învățat la școală, asta e cu totul altceva. Înseamnă să o pui și pe mama pitarabă, pentru bani. Aia. Că sunt unii și așa. Din punct de vedere ideologic și de cocobilistic în Madagascar, așa. Situația s-a dezarhiepiscopolizat de Constantin Constantinopolitanul Vicescovici. Nu mai este așa cum era odată. Așa că trebuie să mergem înainte, că înainte era mai bine. Păi acum problema este că nu avem cu ce trăi. Înainte aveai și casă, loc asigurat de serviciu, un salariu care puteai să mergi la mari, cum mergeam eu cu soția și copilul, 2500 ca profesor organizator spectacol care eram, mergeam 3 săptămâni la mari și mai vine cu 200 de lei. Acum, o zi sau două maxim, iată ce bine e în România actualmente. Asta nu este democrație. Este jafocrație oligarhică la stil național împotriva națiunii române. Asta este una din mari, când a distrus toată economia națională și nu răspunde nimeni. Asta e o greșeală extraordinară, fantastic de mare, care nimeni văd că nu dă socoteală pentru ce s-a distrus. Și pe Ceaușescu, săracul, l-a omorât degeaba. Când avea niciun motiv să-l omoare. Și uite că nu plătește nimeni pentru fapta odioasă care a făcut-o atunci. Foarte rău, că n-au cu ce trăi. Se chinuiesc de azi pe mâine. Parlamentare își fac salariile. Astea-ți buni sapii dacă trebuie și motoraș. Da, acum se erbicidează și trebuie motoraș. În restul, e gata, pierdut lumea. De ce? Cu ce să trăiască? Nu vezi acum în loc să trăiască, bine trăiesc mai rău. Cum ajungi sclav. Asta ne mai trebuie. Pământul ne-a vândut. De, ce se înșarcă? Parlamentari eu și una care nu-mi pune un leu. Am muncit 40 de ani și ca minier și am pensie de ajutor social. Nu vrea să-mi recalculez, nu vrea să-mi facă nimic. Am spus când mă duc la televiziune, aduc și de neau. Mă rog, că n-ai cu ce trăi.
Păi depinde, da, nu știu. Nu știu. Bănuiesc undeva la mijloc. Nu știu ce să zic. La mijloc, de ce? Păi, na, dacă vă uitați, o parte din tineret pleacă din țară, care speră la mai multe, na, nu știu. Sunt, dar cam puțin bani, asta e important, ori ai serviciu, ori ești pensionar, cam nu prea să ajung. Na, astea sunt prețurile la noi. Că dacă ai avea bani, ți-ai permite mai mult dacă ai avea așa. Nu mai pot de fericit. Ăștia care se duc la pe coasta de Azur. Ăștia, jumatea asta de parlamentari care sunt cu musca picăciulă, adică îți trecuți prin, cum se zice, prin beșul domnesc, nu? Astea sunt fericiți, nu? Păi și ăsta batale în cap și fac până pe viață fac. Dar sunt ei 1000 de dolari măcar. Și fac la domiciliu, mă închid în ce, îmi pun camere de luat vederi. Astea-s legi? Ăștia-s parlamentari? Parlamentari! Asară au spus unii, nu-i de râs, domnule, e de plâns și au adunat țara asta. Eu am lucrat în 4 țări și m-a scaldat în 6 mări. Unul vel, Gheorghiu vel, adică fără bani în lumea întreagă. M-ai înțeles? Eu am văzut cum se trăiește în Israel, am văzut cum se trăiește în Sârbia, am văzut cum se trăiește în Italia. A? Ce pensie avem noi față de ăștia? Ce pensie și-au făcut parlamentarii? Și de câte ori? Avem niște parlamentari care au spus numai da. Atunci când au pus jurământul, în rest, nu mai trecut pe acolo. Și când ies la pensie, la 4 ani e 1500. Și lelea floarea, lelea aceea, care o tras cu sapa la ceapeu, e 400. Ce școală au? Ce au făcut? Școală la privat, nu? Te duci cu banii și după ce iei diploma, altceva. Deșteaptă-te române. Dar din cele mai vechi timpuri, de Ion, de... Am și uitat acum. Nu Ion Pan, cum îi spune, am uitat. Deșteaptă-te românii, dar omul nu se mai deșteaptă, se prostește. Prostește parlamentarii. Îi nipac. Dar cum să nu? Deșteaptă-te românii, cum să nu știm? A fost tricolor glos pe lume, nu? Acum mă mai pun eu să cânt, că nu am o fată care în București cântă la radio, televizorul română și știe mai multe așa, cânt la un boi. Imnul României? Păi eu când eram, cântam, te slăvesc România, pământ părintesc, să ți-l cânt? Nu. După ce a fost, înainte trăiască regele, știi? Trăiască regele! În stimă și onor de țară iubitor și iubitor de țară. Adică au venit să-și iei toate drepturile după aceea de statul românii, după aceea altul a fost, după acum îmi pare că dacă nu, că nu, nu e așa? Dar cum se deșteapte dacă acolo un imn spune din somnul cel de moarte? Ai mai văzut, mă, ta vreun mort în afară de Domnul Iisus? Ăștia care cad în coma alcoolică se duc sau 3 zile pe masă întinsă. La momentul de față nu se poate vorbi și de capitalism, că este, cum am spus, este o jafocrație. Nu mai este capitalul. Capitalul social nu mai există. Este distrus și nu mai este comunist. Că pe timpul comunismului era nu rău, dar era foarte bine. Acum suportăm criticile. De ce? Pentru că așa ne-a adus în stadiul ăsta. Cine? Jafocrația democratică. Noi am ajuns mai rău cu acel cam alta, și mai năcăjit popor din România, care a fost și mai bogat și mai frumos țară în Europa, am ajuns și mai răi. În fel, dacă nu-s condiții, nu-s nimic. Pământul ne-l vinde, de lucru nu-i dă, totul distrus. Cu ce să trăim? Generația tânără, cred, capitaliști. Generația mai vârstă, cred că încă au rămas cu... cu partea comunistă, ca să zic așa. Și e bine? Păi nu e bine. Nu are cum să fie bine. Da, nu știu.
acum am devenit capitalist, după așa de o comunist. De aici suntem? Liberi și independenți, facem fiecare și cum ne duce capul și mintea. Și e bine? Da, dacă gândești că îți trebuiești, faci. Dacă nu gândești că îți trebuiești, nu faci nimic. Da. Ibernez ca ursul. Neo-comuniști. Adică au fost revoluții sau au fost palitură de o sândă? Adică lovitură de stat, stil Guevara. Hmm? Hai să te întreb și eu ceva. Câți bani ai pe lună? Câteodată 1000, 2000. Dacă nu spui convențional, înseamnă că... Păi da, întreabă un parlamentar să vezi că... Să zice că e confidențial, domnule. E confidențial. Hai, înapoi să votăm. Până acum am votat cu punga în cap. Am votat cu capul în pungă sau invers, nu? Ce-a spus aseară la televizor, a spus bine un domn. Toată clasa politică și femeile de servicii ar trebui schimbate. Și amantele domnilor. Îmi aduc aminte de multe piese din trecut. Sunt român în România, România, țara tuturor posibilităților, nu, asta era America. S-a vorbit mult și s-a cântat mult despre țara aceasta. Este, după cum am spus și la început, o țară a contrastelor. Întrebarea este de ce cei care pleacă, pleacă? Și mai am o întrebare, de ce cei care se întorc, se întorc? Sunt bune ambele. Și cred că, până la urmă, asta e partea cea mai interesantă, găsirea răspunsului, ci nu neapărat a întrebărilor. Dacă aveți idei, vă aștept pe wbf.ro, pe Facebook Viața Bate Filmul, puteți trimite și SMS-uri. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Cum vrei să trăiești bine, dacă uite, doamnele astea, nu, că pe mata nu te filmează, vezi treaba, numai pe mine. Au pensie cât ai? 800 și ai tras la state vis la ăla? Așa, și parlamentarul, el dacă a fost 6 ani și a dormit acolo? Îți lipitori pe sărăcie, asta e. Mă numesc Filuț Ursu, sunt din satul de Luț, comuna Fundul Moldovei, județul Suceava și duc în continuare această tradiție de 23 de ani de când am făcut fabricuța asta de prelucrare a laptelui. Produsele noastre care le facem aici le puteți găsi în magazinul Real, Cașcaval, Caș, Urdă și Brânză Frământată. Real sprijină economia orașului și a regiunii. Creștem împreună cu clienții și partenerii noștri. Real, fără egal! Din cea mai bună făină, cu apă rece de izvor, Petrescu Pan vă pune pe masă o pâine coaptă pe vatră, fără conservanți și amelioratori. Pentru noi, brutăria e un stil de viață. Petrescu Pan, adevărata pâine pe vatră.